vremea aceea, pe când se ziua, toate căpetenii preoților și bătrânii poporului au ținut sfat împotriva lui Iisus ca să-l omoare. Iar Iisus stătea înaintea dregătorului și l-a întrebat dregătorul zicând, nu ești împăratul iudeilor? Iar Iisus i-a răspuns, tu zici, dar când îl împinuiau căpetenii preoților și bătrânii nu răspundea nimic, atunci i-a zis Pilat, nu auzi că te mărturisesc că e împotriva ta? Însă nu i-a răspuns lui niciun cuvânt, încât dregătorul se mira foarte mult. Iar la sărbătoarea Paștilor, dregătorul avea obiceiul să elibereze pentru popor un vinovat, pe care îl voiau ei. Și aveau atunci un vinovat pestit care se numea Baraba. Deci adunat fiindeile, a zis Pilat, pe care voi să mi-l eliberez, pe Baraba sau pe Iisus care se cheamă Hristos? Că știa cât de răutate l-au dat lui. Și pe când ședea Pilat pe scaunul de judecată, femeia lui a trimis la el acest cuvânt, nimic să nu-ți faci dreptului acestuia, căci multe am suferit astăzi în vis pentru dânsul. Căpetenii preoților și bătrânii îndemnau însă mulțimea să ceară pe Baraba, iar pe Iisus să-l piardă. Dar dregătorul răspunzând i-a întrebat, pe care dintre cei doi voi să vă eliberez? Iar ei i-au răspuns pe Baraba. Atunci Pilat le-a zis, dar ce voi face cu Iisus care se cheamă Hristos? I-au răspuns cu toții să se răstignească. Dregătorul i-a întrebat iarăși, dar ce rău a făcut? Ei însă mai tare strigau și ziceau, să se răstignească. Deci văzând că nimic nu folosește, ci mai multe dulceavă se face, Pilat a luat apă, s-a spălat pe mâini înaintea mulțimii și a zis, nevinovați sunt de sânge dreptului acestuia, voi veți da seama. Și răspunzând tot poporul a zis, sângele său asupra noastră, asupra copiilor noștri. Da, în puține cuvinte, să aduc laudă, mulțumire milostivului Dumnezeu pentru această mare binecuvântare în dealul mare a Sfintei noastre mănăstiri Adâncul. Acest loc binecuvântat de Dumnezeu, care, dacă mă reîntorc în anii din urmă, cât de greu și cu a nevoie a fost de urcat acest drum, care cu sufletul era mai ușor de urcat decât cu piciorul. Iată cât de frumos a lucrat Dumnezeu în grădina și ogorul său. Mântuitorul Hristos a pătimit pentru noi păcătoși. Și iată, din mila lui Dumnezeu, cu ajutorul preacurate Maicii lui Dumnezeu, cum spunea Părintele Florin, m-a îmbrănicit Maicuța Domnului de-am ajuns în Țara Sfântă, care de multe ori am încercat să ajung și din binecuvântate pricini n-am reușit și dumneavoastră, mergând pe jos, simțind, resimțind patimile Domnului, să parcurgem și în joia mare acest drum al crucii. Vă mulțumesc din inimă, din suflet, lui de Părinte, al locului și al mănăstirii, din care Dumnezeu stareți acestui loc, pentru prezența dumneavoastră.
dovedit și ați dat dovadă de fiecare dată că sunteți buni creștini. Nu oricine a avut acest dar, această mare binecuvântare, ci ați avut frățile voastre.